Este greu de digerat un astfel de rezultat și vremea și tot? Vremea este total neprielnică fotbalului. Da, e greu de digerat. În primul rând vreau să vă spun bună ziua și să vă... Am venit în fața dumneavoastră pentru că Grig nu se simte bine. Sub nicio formă nu am venit la înaintare sau săgeată, cum se spune. Păi de ce nu se simte bine? Pentru că e surmenat. Al trei meciul la o intensitate foarte mare și nu se simte bine. A ieșit toată lumea cu tunurile pe el, că... Adică pentru voi e o situație, lumea spune, suporterii scriu toți pe rețelele de socializare că de ce nu te lasă pe tine? Nu, noi formăm o echipă extraordinară împreună și sunt sigur că Grig atunci când se uită în oglindă și ne uităm cu toți în oglindă, nu avem nimic ce să ne reproșăm. Doar lui Grig ce-i spui? Mai rezistă? Trebuie să reziste. E rapidist, e născut, crescut la Rapiști, trebuie să reziste. Nu are altă alternativă. Cum se rezistă când vedeți că șansele scad? Ce anume? Cum să rezistați cu toții când vedeți că șansele scad? Adică... Așa e la Rapid, presiune. Trebuie să rezistăm și să luptăm până în ultima clipă. Ce să facem? Părăsim cu rabia? Aia e cel mai ușor. Hai, ne dăm la o parte, venim cu juniori, nu o facem aia. Ce-i de schimbat atunci până la următorul meci? Trebuie să câștigăm. Vom face tot ce putem. Acum chiar nu știu ce să vă spun. Acum... Vă dă speranțe pentru... Jocul de azi nu ne dă nicio speranță. Ce speranță? Dar speranța mare ultima, știți foarte bine. Nu ne dă speranță. Am luat două goluri din foarte ușoare, dar așa e la, așa e la fotbal. Am primit pe Marius Șumudică la antrenamente, dacă vrea să vină? Noi primim pe oricine vrea să vină, oriunde. Nu cred că e cineva care nu a fost primit. Normal, el e rapidist convins. Dar nu numai el, oricine vrea să vină, nu cred că are cineva interdicție să vină la antrenamente sau la lângă noi. Poate așteptați să fie invitat. Ce anume? Îl așteptați pe domnul să ne ducă cu sfat. Cu sfat? Da. Păi ce sfat să ne dea? Să vină lângă noi, să ne dea din inima lui și nouă. Atât, alt sfat ce să ne dea. Spuneți că speranța moare ultima, dar care ar fi șansele în acest moment? Cum ați evaluat șansele la promovare în acest moment? Mai micuțe, dar există. Și ne vom lupta pentru ele, cu siguranță. Trebuie să luăm 9 puncte și nu știu, chiar nu știu ce rezultate au fost astăzi. Le vom evalua și cu siguranță nu vom ceda. Asta este 100%. Mergem înainte 100%. Poate mă repet, dar ăsta este spiritul nostru și nu ne abatem de la el.